dreptate, pentru că stați să spuneți o minciună. Eu am stat să o calmez pe mama mea o zi întreagă ca să veniți. Voi știți ce înseamnă să vă plângă un părinte acasă? Vedeți-vă de treaba voastră, ok, Antoni, înțeleg să zică, dar voi? Știu că am avut o atitudine greșită, doar că știind că n-am cum să mă apăr, asta a fost singura. Te gândi că atacul este cea mai bună apărare? Este băiatul din înregistrare. Cel cu care tu ai vorbit în urmă cu ceva vreme la telefon, când te-a auzit Robert Tambaie. Da. Mai ai sentimente pentru acest băiat? Nu. Nu, dar vă dați seama că n-am văzut, n-am înțeles de ce. Tu ai susținut că nu te-ai mai văzut cu el de când ai intrat aici și că doar ați vorbit la telefon. Videoul acela a fost făcut după discuția de aici din casă? Nu. Sau înainte? Înainte. După discuția de aici din casă l-am băgat la bloc și n-am mai vorbit cu el. Și tu te-ai văzut cu el? Da. M-ai mințit și pe mine și pe noi toți. Da, îmi pare rău. O minciună recunoscută pe jumătate este iertată. Rebecca, foarte din ceea ce spui tu, nu prea se pupă absolut nimic. În momentul în care se face o glumă din asta, nu se râde la 10 secunde după, ca să ne înțelegem. Se râde pe moment. Nu e rușine, pur și simplu.